Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 14 iunie, ești directă, nu tolerezi aroganța și pretenția. Când vine vorba de înțelegerea și exprimarea ideilor tale, stai în fundal. Nu ești dintre cei care pot fi înșelați cu ușurință. Persoana atrăgătoare și mintea ascuțită îți subliniază potențialul de lider, prin urmare. După ce oamenii te-au ascultat, de obicei îți urmează sfaturile inovatoare și sunt de acord cu planurile tale, personalitate hotărâtă și persistentă, ești foarte profundă și precisă în observațiile și evaluările a ceea ce se întâmplă, de regulă, ai opinia ta proprie, ești loială, demonstrezi un curaj de invidiat într-o luptă decentă, ești convingătoare în prezentarea ideilor și opiniilor tale și, din moment ce stăpânești complexitatea naturii umane, descoperi ușor ipocrizia și falsitatea. Ești un critic genial, dar uneori ești nemiloasă în evaluările tale. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: elocvență, întreprindere, adaptabilitate, inteligență dispunând de, de înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată, deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșelate poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a găti. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru incapacitatea ta de a separa cele importante de cele secundare și lipsa propriilor tale vederi. Nu-ți plac sentimentele de superioritate? Prefer egalitatea și democrația. Ești un adevărat inovator și generator de idei care, în plus, ești capabilă să reprezinți și să retransmiți într-un mod clar și inteligibil altora. Ești perceptivă, greu de înșelat, tu îți poți arunca praf în ochii oricui, dar astfel de metode sunt neplăcute pentru tine. Ai darul convingerii, ești carismatică și inteligentă, știi să conduci oamenii. Cel mai adesea, Sfatul tău este respectat, ești un conducător natural, ești extrem de încăpățânată și hotărâtă. Odată ce ai stabilit un obiectiv, îl urmărești în mod constant. De regulă, loialitatea ta se extinde în primul rând de la familie, în al doilea rând de la prieteni și, nu în ultimul rând, la societate. Dacă soarta te alege pentru rolul de lider, te vei manifesta ca orator genial. Este mai bine să nu te aibă cineva ca dușman, știi cum să dai o lovitură și să te răzbuni fără milă. În viață poți avea dificultăți și probleme din abundență, dar tu demonstrezi o abilitate cu adevărat uimitoare de a face față acestora. Ca jucător experimentat, captezi perfect complicațiile diferitelor bătălii și menții calmul exterior, indiferent de situație. Ar trebui să fii atentă la o poziție dominantă în raport cu alții, tu însă ți recunoști adesea problema mai repede și calculezi toate soluțiile pentru aceasta, fără a le oferi celorlalți șansa de a se afirma, în acest sens, ești prea intruzivă în a-ți afirma propria neprihănire, orice robie este insuportabilă pentru tine, în unele cazuri teama de a fi constrânsă de factori sau limitării de tine dureroasă. Iubești rivalitatea și în întotdeauna te străduiești să excelezi. Cu toate acestea, nu ar trebui să te implici în aceste lucruri și să-ți transformi viața într-un câmp de luptă. Cel mai bine ar fi dacă reușești să-ți duci agresivitatea și spiritul competitiv dincolo de relațiile tale personale. De asemenea, ar trebui să eviți aroganța și supra solicitarea. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale. Ești sinceră, sociabilă, sexy. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cu ceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 14 iunie soartata? Ești inteligentă și talentată, îți poți folosi în mod adecvată talentele, realizezi întotdeauna obiectivele diligența, dăruirea și determinarea îți permis să-ți urmărești în mod independent toate planurile. Ai un număr mare de avantaje față de adversari, dar în același timp, ești mult mai împovărată de obligații. În ciuda acestor circumstanțe, viața ta se desfășoară într-un ritm pașnic. Ești foarte norocoasă, diferite tipuri de bunuri au tendința să vină în mâinile tale, fără îndoială ele necesită efort și anumite abilități. Dotată cu darul elocvenței și cu mintea curioasă, te poți descurca ușor cu orice sarcină. Ești pe deplin înzestrată cu voință și sete pentru victorie. Nu este în principiile tale să te oprești pe calea dorită. Ținând seama de rezultat, uneori ajungi chiar la mai multe decât te așteptai. Acest lucru se aplică atât în sectorul financiar, cât și în viața de familie. Planificarea fiecarei faze a vieții te obligă să alegi cu grijă un partener permanent. Doar după o verificare amănânțită, asigurându-te că persoana este potrivită pentru tine, poți fi de acord să formalizezi relația. Totuși ești dificil în relațiile de familie precum și ca partener de afaceri. Conștiința ta de afaceri, natura dură și intoleranța față de greșelile altora se traduc adesea în conflicte și certuri. Munca grea și dezvoltarea proprie contribuie la creșterea rapidă în carieră. În calitate de lider, conduci cu pricepere echipa, încărcând ideile tale și asigurând un sprijin fiabil. Interesele tale pot fi adesea asociate cu colecționarea. Pot fi monede, picturi sau antichități rare. Dragoste și compatibilitate. Sociabilă și deschisă, ai abilitatea de a găsi o limbă comună cu aproape toată lumea. O personalitate strălucitoare și un minunat simț al umorului atrag mulți prieteni și fani pentru tine. Într-o relație romantică, te simți vulnerabilă din punct de vedere emoțional, prin urmare este dificil să tolerezi apropierea excesivă. Familia și prietenii sunt întotdeauna mai importanți decât locul de muncă sau statutul social. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung, poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent, o uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul. Dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și zlapte poate aduce la disperare? În această uniune nu există puncte de contact cu un reprezentantă din balanță sau scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Poți fi un excelent analist, anchetator și psiholog deoarece ești foarte atentă la detalii și ești capabilă să oferi o evaluare corectă. Ești întotdeauna puternică și independentă, de multe ori lider, dar îți faci dinamici extrem de nedoriți. Tu iubești lupta și entuziasmul, ești capabilă să te grăbești la vârful unei cariere doar din cauza entuziasmului luptei, este greu să fii înșelată. De asemenea, poți fi un critic excelent, tu vezi întotdeauna clarțelul și te îndrepți cu încăpățânare spre el, fără să te rătăcești și să fii distrasă de lucruri mici. Ești un vorbitor strălucit prin natura ta, îți este ușor să conduci oamenii. Să-ți exprimi opinia și poți infecta mulțimea cu ideile tale, ești răzbunătoare, dificultățile și problemele nu te sperie, privești situațiile întotdeauna rece și, foarte rar intri în panică, te uiți cu atenție la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău și îți fac concluziile. Cel mai mare pericol pentru tine este un sentiment de superioritate și o poziție de lider, pe care îl poți ocupa într-un mod natural. Adesea prefer să rezolvi singură problemele, nepermițând altora să-și realizeze potențialul. Într-adevăr, tu găsești adesea o soluție la problemă mai repede, dar totuși, o astfel de strategie face ca subordonații să fie foarte supărați. Trebuie să înveți să acorzi mai multă atenție celorlalți, să dai mai multă autonomie subordonaților, și să încerci să nu decizi totul pentru toată lumea, sănătate și boli. Moderarea este o sarcină esențială pentru tine, dacă dorești să-ți menții sănătatea cu toată vigoarea ta, trebuie să te temi de activitatea excesivă, fizică și mentală. O dietă echilibrată și un somn obișnuit pot ajuta la menținerea echilibrului. Trebuie să înveți de la o vârstă fragedă să te oprești și să ai grijă de tine însăți, nu numai în jocuri sau în sport, ci și în emoții. Când te îndepărtezi de ritmul corect și te supui exceselor, bunăstarea și succesul tău sunt amenințate. Indiferent cât de obsedată ești, ar trebui cel puțin ocazional să-ți temperezi ardoarea și să arăți răbdare și rezistență. Singurătatea și izolarea sunt contraindicate pentru tine. Destinul și norocul, Universul ți-a dăruit talentul vorbitorului, ești curioasă, poți fi înzestrată cu talente literar. Viața ta este de obicei plină de evenimente plăcute, de succes, de faimă, de bucurie. În sfera materială ar trebui de obicei să fie asigurată, dar nu trebuie să uiți că modestia împodobește persoana, este necesar să fii mai înțeleaptă în acțiuni, să nu te răsplătești cu plăcerile excesive și cu locomia. Sfaturi pentru tine Trebuie să te asiguri că agresivitatea ta nascută nu-ți strică prieteniile. Poate că sportul te va învăța mai bine. Ar trebui să lupți cu vanitatea ta, înălțarea ta deasupra altura te îndepărtează de realitate. Da, ești înzestrată generos cu talente și abilității naturale, dar aceste lucru nu este un motiv pentru a exagera, un sentiment de proporții în materie de autovaloare nu-ți va face rău, în adâncul tău se află o natură foarte senzuală, nu încerca tot timpul să porți o mască de indiferență. În special în fața celor dragi. Ei merită o atitudine mai moale. Învață să nu ți ascunzi sentimentele și să le arăți celor dragi. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor ca uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât te nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să visezi în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura te iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint, este mai bine să nu primești unele deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutimice asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nael Zărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru, dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus, dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuros să se reprimești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.